Salutare și bine v-am găsit la un nou video de antrenament. Eu sunt Radu Olic și astăzi am o surpriză pentru voi. O să vă arătăm un exercițiu și am alături de mine pe Florentina, care o să vă arate cum se fac îndreptările cu bara la ceafă, să zicem așa, nu? Da, pot să spui. Da. Avem o bară, noi avem o bară fixă, cât mai scurtă. E foarte greu să folosiți o bară olimpică care are 2 metri și ceva, 2,20, am impresia. Așa că noi o să folosim bara asta. Dacă nu aveți o bară așa scurtă, puteți să improvizați. Florentina, poți să ne spui ceva înainte să începem? Da, ce vreau să spun este faptul că în momentul în care vreți să lucrați pe sierul mai des, trebuie să și improvizați, adică să veniți cu tot felul de idei pentru a stimula mușchiul în diferite poziții. Îndreptările pe care vreau să vi le arăt, chiar dacă nu obișnuiesc să pun presiune pe coloană, vom alege o greutate relativ mică, medie, și ne vom concentra strict pe mișcare. Da, o să ajut eu pe Florentina să ia bara. Picioarele depărtate, vârful piciorului în exterior. Deci am luat bara ca la geno, așa. Bun, flexăm genunchii și pur și simplu te-ai aplecat cu spatele drept și scoți fundul și pieptul în afară. Când vii, revii complet. De menționat este că trebuie să fim atenți și la respirație. Pe partea negativă inspirăm, iar pe partea pozitivă expirăm. După cum vedeți, Florentina, pe tot parcursul mișcării are spatele drept. Nu stăm cocoșați ca să nu ne accidentăm. Genunchii sunt ușor flexați, nu îndoiți, nu facem genoflexiuni, facem îndreptări și implicăm fundul și femuralul. Sup. Nu mai are nevoie de Florentina de ajutor, este forță. Dacă mai ai ceva indicații care ar trebui să le transmitem tinerilor, bun, și băieții mai fac, dar în special fetele fac acest exercițiu, la ce ar trebui să fie foarte atente? În momentul în care faci o îndreptare, ce trebuie să te concentrezi e să nu balansezi, să nu miști picioarele. Mișcarea nu o faci din picioare, ci din partea superioară a trunchiului. În rest, cred că ar trebui doar exercițiu. Și cam câte repetări ar trebui să facem sau câte serii pe acest exercițiu? Eu merg pe 4 serii, câte 20 de repetări, fiindcă folosesc întotdeauna o greutate medie. Dacă crezi greutatea, atunci scad într-adevăr și repetările. Am înțeles. Încercați și voi acest exercițiu. Lăsați-ne în comentarii dacă v-a plăcut, dacă l-ați introdus în rutina voastră și puteți să ne scrieți și alte exerciții pe care Florentina vi le-ar putea transmite sau care ați vrea să vedeți execuția corectă. Între timp, dați like, share, subscribe și mulțumim că ați vizionat videoclipul nostru.